Școala de vară Istorie, Civilizație și Cultură în spațiul românesc a ajuns la cea de-a 6-a ediție, iar astăzi, în cadrul Liceului Teoretic Dan Barbilian, au fost prezenți profesori universitari, cercetători, studenți și masteranzi care au dat curs acestei activități culturale. Alături le-au fost reprezentanți ai municipalității, ai Bibliotecii Municipale Ion Barbu, ai Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte, precum și ai Societății de Științe Istorice din România, filiala Mușcel. Deschiderea a fost făcută de conferențiar universitar dr. Claudiu Neagoe. La această manifestare participă cadre didactice preuniversitare și universitare, specialiști în domeniul cercetării istorice, dar și studenți, masteranți și doctoranți. Am creat această tradiție, îmi place mie să spun, ca la școala de vară să participe și tineri cercetători în domeniul istoriei, dornici să se afirme și să învețe de la cei care deja sunt recunoscuți la nivel național prin cercetările și contribuțiile pe care le au. Prezent la eveniment a fost și conferențiar universitar dr. Constantin Bărbulescu, decanul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte. Chiar dacă reprezint Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte a Universității Naționale de Științe și Tehnologie mai nou, fiindcă tot a venit vorba, dacă fac precizarea că de câteva zile Universitatea din Pitești cu Universitatea Politehnică din București au fuzionat, formând o nouă instituție universitară prin o lege specială și începând cu 29 iulie, practic, suntem o nouă instituție cu două centre universitare, unul la București și unul la Pitești. Mulțumesc domnului profesor Claudiu Neagoe, colegului Claudiu Neagoe, pentru implicare și pentru tot ceea ce face aici. Îi mulțumesc doamnei director, că este alături de noi de atâția ani, domnului profesor Oană, pentru că ne susține și susține prezența a tot ceea ce înseamnă manifestări cu caracter istoric și de cercetare. Îi mulțumesc doamnei director că ne primește an de an aici și că este alături de noi. Îi mulțumesc domnului profesor Nicu Zaharia, de asemenea, că ne-a fost alături toți aceștia. Cu această ocazie a fost lansat volumul Moda în țara românească între Fanar, Viena și Paris în perioada anilor 1800-1850. Autorul, profesorul universitar dr. Tudor Dinu, a fost cel care a făcut o prezentare a cercetărilor referitoare la portul din perioada domniilor fanariote. Imediat după 1806, femeile s-au dezbrăcat de anterie și au adoptat astfel de rochii extravagante, în general, confecționate pe plan local. Și aceasta a fost o întrebare pe care și-au pus-o mulți, mi-am pus și eu, unde erau făcute veșmintele? Veșmintele, în general, erau făcute la noi. Și pentru că nu existau croitori care se știe să confecționeze astfel de rochi, au început boierii noștri, așa cum își chemau profesori de limbi străine pentru copiilor, să-și cheme și croitori occidentali. E ușor să-ți dai seama că produsele veneau din Occident sau erau făcute la noi, consultând tarifele vamale, listele cu produsele care intrau în țară, se păstrează destul de mult. Cele mai multe, acesta este o păcat, un bonet superb, nu este expus, este în depozitul Muzeului de Artă Ion Ionescu Chintus din Ploiești. Vedem profuziunea de bijuterii, vedem cum acoperimentele de cap de tip tradițional sunt înlocuite cu ceva gen bonetă, șal. Să mergem un pic mai departe, vedeți aici alte atribute ale eleganței, mănușile, mai ales pentru doamne, niciodată mănușile însă nu aveau degete. Evantaiul, diadema. În cea de-a doua parte a evenimentului au avut loc lucrările școlii de vară, care au fost împărțite pe trei secțiuni: istorie veche și arheologie, civilizația românilor între medieval și modern și cea de-a treia secțiune denumită Românii și Europa în secolele 19-21. Lucrările au fost desfășurate atât prin prezență fizică, precum și cu ajutorul mediului online.